Miercuri, prețul de comercializare al motorinei și benzinei va crește cu câțiva bani, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Mai exact, pe 31 mai, conducătorii auto vor scoate din buzunar pentru un litru de benzină cu cifra octanică a 95, 23 de lei și 53 de bani, cu 6 bani mai mult decât au plătit marți. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile Pecorin Țara la un preț maxim de 19 lei și 18 bani per litru, cu 2 bani mai mult față de costul din ultimele 24 de ore. Astfel, în raport cu septembrie 2021, prețul maxim de comercializare al combustibililor de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne mai mare, cu 3,35 lei de bani per litru în cazul benzinei și cu 3,21 lei de bani per litru în cazul motorinei standard.